Dorin Goian și-a adus aminte că pe vremea când era legitimat la Palermo și juca în campionat cu Napoli, în deplasare a văzut mai multe portrete ale lui Diego Armando Maradona în zona stadionului. Fostul internațional a declarat într-o intervenție telefonică la Radio Top că Maradona era foarte iubit nu doar la Napoli, ci în întreaga lume. Dorin Goian a mai declarat: "Eu, din păcate, nu am avut onoarea să-l văd foarte mult jucând pe Diego Maradona. Țin minte că l-am prins în acel meci contra echipei României la campionatul mondial din 1990, dacă nu mă înșel, în acel România-Argentina 1-1, când Balint a egalat pe final. Aveam 10 ani atunci și clar îmi plăcea fotbalul și m-am uitat la acel meci. Trebuie să recunosc că am văzut foarte multe videoclipuri cu el când juca. Într-adevăr, la ce am văzut, cred că a fost cel mai bun număr 10 pe care l-a avut vreodată acest mapamond."